Radarul care a fost cumpărat de autoritățile de la Chișinău la sfârșitul anului trecut este funcțional și își îndeplinește pe deplin misiunea de monitorizare a spațiului aerian. Despre aceasta a menționat ministrul apărării Anatolie Năsatăi, care a spus totuși că doar acest sistem nu este suficient, așa că în țara noastră urmează să ajungă și alte radare cu capacități mai mari. Dacă cineva gândește că un singur radar poate să rezolve întreaga gamă de activități pentru monitorizarea spațiului aerian, vreau să vă spun că nu este corect. Acest radar, cum am menționat de mai multe ori, face parte dintr-un sistem care va fi compus din mai multe radare ulterior care vor fi în zestrarea Armatei Naționale. El îndeplinește sarcinile în corespundere cu caracteristicile acestea. Potrivit șefului de la apărare, în prezent Armata Națională dispune de circa 20 de radare, doar că acestea sunt depășite. Astfel, până la sfârșitul anului viitor, în Republica Moldova urmează să ajungă următorul sistem de monitorizare, care va fi procurat din fonduri europene, prin Instrumentul European pentru Pace. Acesta va fi unul performant și va consolida capacitățile de monitorizare a spațiului aerian național. Suntem actualmente în discuții pentru achiziționarea altui radar care a menționat că va fi achiziționat prin fondurile externe, nu o să fie o povară pe bugetul statului, cum se interpretează de mulți alții. O să semnăm contractul de achiziție în următoarele săptămâni și dependență de producție, dar nu mai târziu de sfârșitul anului 2025. Amintim că la sfârșitul anului trecut, Republica Moldova a cumpărat un radar de tip Groundmaster 200 cu o valoare de aproximativ 14 milioane de euro. De la începutul războiului în Ucraina, pe teritoriul țării noastre au fost identificate mai multe fragmente de rachete sau aparate fără pilot distruse de apărare aeriană ucraineană. Ultimul incident de acest fel a avut loc la începutul lunii februarie, când în apropiere de satul Etulia din sudul țării au fost depistate rămășițele unei drone de tip Shahed cu circa 50 de kilograme de substanță explozibilă.